Vanvara Dumbrava de pe lângă Consiliul Raional Șoldănești a ajuns la prima sa aniversare. Cu această ocazie, membrii fanfarei au organizat un spectacol. În opinia lui Grigore Zănoagă, șeful secției Cultură, Tineret și Sport din Șoldănești, odată cu invazia progresului tehnic din timpul de la urmă, eterul este încărcat cu producție care mai degrabă produce zgomot decât să-ți aline sufletul. Eu vă spun sincer că mă duc eu la note. Vreau mai repede să-mi fac datoria și să mă duc de acolo, fiindcă n-am la ce sta. Sunt mai multe lucruri care ne dispart de la pământ, de la frumos, de la ceea ce au fost la noi în tradițiile noastre populare. Lumea e dorită de fanfară. Noi ne bucurăm de faptul că este dorită și vreau să vă demonstrăm și dumneavoastră că fanfara e vie, nu s-a dus pe apa sâmbite, cum spun, că adică s-a terminat fanfara. Este fanfara. E vie, cânte și o să cânte înainte. Pentru a readuce în fața publicului adevăratele valori naționale, Secția Cultură, Tineret și Sport a lansat inițiativa de a organiza o fanfară în centrul raional. Ideea a avut susținere în teritoriu. La doar 2 luni de muncă asiduă, Dumbrava se prezintă în fața publicului în cadrul concertului consacrat sărbătorii de 8 martie. Aplauzele culese au fost un suport pentru muzicanți. Numai pe parcursul anului 2012, fanfara din Șoldănești este invitată să participe la festivalurile și concursurile organizate în raion. Muzicanții au fost oaspeți doriți la diverse ceremonii, iar unele perechi de tineri însoreței au preferat ca anume fanfara să le înfrumuseteze nunta. Vedem reanimarea muzicii acestei vii, muzicii pentru sufletul oamenilor, care este foarte plăcut auzului și sufletului omenesc. Este muzică vie, care este foarte dorită și scumpă oamenilor. Chiar dacă instrumentele avute în dotație de fanfară sunt calificate ca cele de suflat, ele sunt mai degrabă pentru suflet, a precizat Vladimir Galațchi, ex-vicepreședinte al raionului Șoldănești. Asta se numește instrument de suflat. Eu i-aș spune că e instrument de suflet. Și când în instrumentul ăsta de suflet, o litră în moschin, în instrumentul ăsta de suflet, mai pui și sufletul omului, apoi primește o magie, îți primește ceva fermecător. Ei lasă familiile, lasă grijile lor cotidiene și vin aici. Deci este un fapt salutabil și este un lucru pe care nu toți pot să-l prețuiască. Eu vă chem pe toți ca să prețuiți acest lucru, deoarece noi, mergând în gospodărie, uneori a trecut o oră, a trecut două și când ne-am dat seama n-am făcut nimic. Dar într-o oră sau chiar într-o oră jumătate, două, uitați-vă câte lucruri frumoase și cum, cât de gingaș ne-au mișcat strunele sufletului acești bravi bărbați. Cuvinte calde la adresa membrilor fanfarei au spus mai mulți oaspeți care au audiat în interpretarea Dumbravei valsuri, tangouri și arhicunoscutul marș trecea fanfara militară. Acum 2 decenii, în raionul Șoldănești, activau 17 fanfare. La timpul respectiv, colectivul de la Cotiujenii Mari s-a învrednicit de dreptul de a participa la un festival desfășurat în Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău.